În baza normelor metodologice privind funcționarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, Autoritatea Electorală Permanentă demarează în perioada următoare o campanie de recrutare a operatorilor de calculator pentru secțiile de votare. Instituția recrutează pentru perioada alegerilor peste 30.000 de persoane pentru a ocupa funcția de operator pe calculator. Operatorii de calculator pentru secțiile de votare la alegerile de anul viitor, tot alegerile locale, cât și alegerile parlamentare, vor fi selectați de către recrutați, dacă vreți, de către Autoritatea Electorală Permanentă pe baza completării unui formular care este disponibil în acest moment la toate primăriile din țară, dar și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente. Formularul poate fi transmis către birourile județene ale AEP, dar și către sediul central al AEP, pe cale electronică. Ulterior, aceste persoane vor fi contactate pentru a intra într-un program de pregătire profesională pentru această funcție. Activitatea de operator de calculator va fi remarcată sub formă de indemnizație stabilită prin hotărârea Guvernului. Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cetățenie română și domiciliu în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă minimum 18 ani împliniți, să aibă capacitatea deplină de exercițiu, să fie absolvit învățământul general obligatoriu, să aibă cunoștințe de bază în tehnologie informației. Persoanele interesate să devină operator de calculator se pot adresa în acest sens birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente.